surprinzător pentru Gloria. Este mult mai greu acum când joacă în superioritate numerică să găsească spații către poarta lui Mârne. Acum pasă pentru Tilică, foarte bună parada lui Mârne. I-a furat balonul de la picioarele lui Tilică, însă este penalti. Ce s-a întâmplat să vedem la reluare, decizie capitală a Cristinei Dorcioman. Nu este decizia ei, însă este decizia asistentului Ionel Popa, care a părăsit linia de margine a terenului și s-a dus către linia de poartă Clonț. Am observat acest amănunt, Cristina Dorcioman n-a vrut să intervină, dar la semnalizarea asistentului a intervenit. Ce pasă genială a dat Cristi Corean pentru Tilinca, intervenție corectă a lui Marius Mârne. Nu este penalti din acest punct de vedere, repet însă, Cristina Dorcioman s-a luat după asistentul Ionel Popa, care Clonț s-a dus către linia de poartă. Sunt parlamentari, sunt discuții din ceea ce am văzut, clar vă spunem că nu e penalti. Cristina Dorcioman însă reușește să se impună. Haideți să vedem din alt unghi. No, Mârne joacă balonul, chiar dacă acolo la un moment dat, după ce a agățat mingea, s-a atins și Tilinca de portarul Mârne. Este penalti pentru Cristina Dorcioman schimbă decizia. Cristina Dorcioman schimbă decizia, a reparat o greșeală Bogdan și să știi că arbitru poate schimba decizia dacă jocul nu s-a reluat. În acest caz, dacă lovitura de pedeapsă nu s-a executat. Până la urmă a fost o consultare cu Ionel Popa, asistentul probabil s-a răzgândit și el. Cristina a mers pe mâna ei și bine a făcut. Uite ce înseamnă să ai curaj, să ai sânge în tine. Pasă genială a lui Cristi Coroian pentru Tilinca, plecat din poziție regulamentară. Mârne intervine corect. Mai bine această decizie, deși fanii Gloriei sunt nemulțumiți. Totuși, atunci când se vor, când se va vedea la reluare, așa cum am văzut și noi la reluare, vom vedea că această hotărâre este cea corectă. Foarte puțini arbitri au puterea de a reveni asupra primei decizii. Această arbitră tânără din Liga 1, la debutul în elita fotbalului românesc, a avut acest curaj. Se termină în cele din urmă acest meci. Cristina Dorcioman, o prestație excelentă la debutul în Liga 1. Mă bucur de decizia pe care o a luat-o doamna arbitră. Nu fost corectă, chiar a fost corectă. Gloria n-are voie de așa ceva. Mă bucur foarte mult, chiar dacă ne-a trimis o femeie să ne arbitreze. Foarte corect, noi trebuie să ne obișnim cu astfel de lucruri. Și chiar am spus că a luat decizia înainte. Deci înainte, că nu este corect să dea 11 metri. Și mă bucur că a luat această decizie, pentru că eu cred că am câștigat pe merit astăzi.